încât să fie evitat contactul între cei care vin pentru testare și cei deja testați, în scopul evitării contaminării COVID-19. Avem personal de specialitate, bine instruit, avem un medic, un biolog și 3 asistenți medicali, care și-au însușit corespunzător și au fost instruiți corespunzător la Galați pentru a putea pune în funcțiune și pentru a putea funcționa în toate condițiile legale cu acest real-time PCR. Am folosit cu 2000 de teste și are o capacitate de testare de 22 de teste concomitent cu un rezultat în 2 ore, bineînțeles de la introducerea probelor de exudat în aparat, conform metodologiei SARS-CoV-2. Vreau să vă aduc la cunoștință că în cursul zilei de miercuri, în condițiile în care acest aparat real-time PCR, deja montat în locația pe care eu v-am menționat-o, cu toate acreditările necesare și circuitele, am fost informați telefonic de președintele Consiliului Județean Vrancea, de către domnul Ionel cel Mare, despre faptul că cei de la Consiliul Județean intenționează să desfășoare în interiorul secției TBC lucrări de reabilitare și ni s-a sugerat că ar trebui să le punem la dispoziție, bineînțeles, clădirea pentru a efectua aceste lucrări. Intenționăm ca în cursul zilei de astăzi să efectuăm un comitet director împreună cu doamna doctor epidemiolog al acestui spital, să putem decide, vă dați seama, în acest moment ce se poate întâmpla și, bineînțeles, faptul că trebuie să mutăm acel aparat PCR pe care noi deja îl avem instalat de la TBC. Da. Acolo au fost condițiile optime, iar doamna doctor epidemiolog a făcut toate circuitele și am primit autorizație pentru că ne trebuia un spațiu, vă dați seama, în momentul în care vin pacienții simptomatici pentru testare, să putem să facem un circuit încât cei testați să nu fie în contact cu cei care vor veni la testare. Și era un loc optim. De asta s-au primit și acreditările de la cei de la DSP și